Primul tramvai galben a ajuns la Timișoara, anunță primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Primul tramvai din nou lot a ajuns asnoapte noapte la Timișoara. Încă 16 vin până la sfârșitul anului. Fac parte din finanțarea record de 75 de milioane de euro pe care am câștigat-o anul trecut prin PNRR, cu care modernizăm flota de tramvaie, autobuze și firobuze, pentru ca timișorenii să aibă la dispoziție un transport public modern și eficient. În 9 iunie păstrăm direcția. Înainte, nu înapoi. Transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Tramvaiul face parte dintr-un lot de 17 ce vor fi livrate până la finalul anului. Cu o lungime de 30 de metri, o capacitate de transport de 251 de locuri, aer condiționat, podea 100% coborâtă, tramvaiele pot funcționa autonom pe baza bateriei fără a fi conectate la rețeaua electrică pe o distanță de până la 70 de kilometri.